O companie chineză din domeniul produselor medicale a ajuns să dețină drepturile de exploatare ale unui câmp petrolier din Jimbolia, județul Timiș. Chinezii vor fora după petrol în Banat. O companie specializată în domeniul produselor medicale a obținut aproape 30% din drepturi în urma unei tranzacții prin care compania petrolieră a fost nevoită să stingă o datorie de câteva milioane de euro către chinezi. Perimetrul de aici este cunoscut petroliștilor. Compania națională Petrom a descoperit aici Petrol încă din 1983. Exploatarea a fost abandonată, dar cercetările au fost reluate în anii 2000.